Israelul se pregătește de un nou atac masiv asupra fâșiei Gaza. 3.000 de oameni au murit până acum în ambele tabere. Războiul se extinde, însă armata israeliană a bombardat aeroportul din Damasc. Sunt sute de români în fâșia Gaza, într-o situație disperată, fără apă, mâncare sau curent, iar autoritățile nu pot să evacueze deocamdată. Ministerul de Externe face verificări după ce un conațional ar fi dispărut în Israel. Rușii au atacat din nou la granița cu România, iar o dronă a ajuns pe teritoriul țării noastre. A explodat în localitatea Chatalkyoi și locul s-a transformat într-un crater adânc. Este a patra care atinge pământul românesc. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Vom șterge Hamas de pe fața pământului, spun cu îndârjire israelienii. Sunt aproape 3.000 de morți în ambele tabere. Secretarul american de stat este în Israel, unde împreună cu aliații pun la cale un plan în încercarea de a-i elibera pe ostatici. Sunt inclusiv cetățeni americani printre cei răpiți de teroriști. În tot acest timp, criza umanitară din Gaza se adâncește. Oamenii sunt disperați, își porționează mâncarea, mai au puțină apă, iar curentul electric este dat cu porția. Medicii nu au medicamente care să-i trateze pe răniți, iar supraviețuitorii, care nu au unde să plece, se tem că vor deveni următoarele victime. Avioane israeliene trimit mesaje civililor din nordul fâșiei Gaza, în care le cer să evacueze zona de urgență. Atenție, urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional. Schimbul de atacuri aeriene a continuat pe parcursul nopții, iar zeci de tancuri și trupele israeliene așteaptă la granița cu fâșia Gaza semnalul să intre în enclavă. Hamas nu va mai exista, spun hotărâți oficiali israelieni după prima ședință a așa numitului cabinet de război. Premierul Netanyahu și liderul opoziției și-au unit forțele. Hamas, Daesh, Gaza, nimche oto ma'al ha'adama. Hadavar haze lo yamshikh leitkayem. Anthony Blinken este deja în Israel. Secretarul american de stat se întâlnește cu președintele Israelului. Blinken va discuta și cu aliații din regiune în încercarea de a-i elibera pe ostatici. The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself. But as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there. Între timp, unul dintre principale spitale din Tel Aviv s-a mutat la subsol. Medicii se pregătesc de cel mai rău scenariu. We happen to be on the very top floor of the building we're in, and therefore we're absolutely vulnerable for anything which would come down from. Situația este disperată și în fâșia Gaza. Extremely against our civilian population, destruction is beyond imagination. Aproape 350.000 de palestinieni din cei 2 milioane care locuiesc în Gaza au fost mutați după atacul Hamas. Fâșia Gaza este pe punctul de a deveni o adevărată morgă, avertizează Crucea Roșie. Șansele de supraviețuire ale sutelor de miliți scad odată cu puterea generatoarelor de curent electric. Medicamente lipsesc și ele. Cel puțin 15 oameni și-au pierdut viața în orașul palestinian Jabalia. În alt oraș, Khan Yunis, trupurile a 18 oameni, printre care copii și femei, au fost scoase de sub moloz. Israelul a lansat atacuri aeriene asupra fâșiei de la primele ore ale dimineții. Sunt din ce în ce mai mulți oameni sub dămături, iar disperarea atinge și ea cote maxime. Bărbatul din imagini este singurul supraviețuitor din familia sa. De cealaltă parte, Hamas nu dă nicio speranță zecilor de familie care așteaptă disperate eliberarea rudelor. Mai mult, teroriștii spun că nu se tem de o ofensivă terestră a trupelor israeliene. Nu ne temem, suntem puternici, suntem extrem de determinați să continuăm. Avem foarte mulți luptători și oameni care
vor să ne sprijine, a spus Ghazi Hamas, unul dintre membrii biroului politic al grupării teroriste. Tensiunile cresc în nordul Israelului, sirenele de raid aerian au sunat din Israelul și-a comasat și tancuri la granița cu Iranul, după ce din sudul țării au fost lansate mai multe rachete asupra pozițiilor israeliene din nordul țării. Zona de familii distruse, mărturii emoționante. Astăzi, focus. Războiul Israelului cu teroriștii Hamas se extinde. Israel a bombardat astăzi aeroportul din Damasc, Siria. Incidentul are loc o zi înainte ca ministrul de externe al Iranului și comandanții gărzilor revoluționare, trupele de elită ale Teheranului, să ajungă. Aeronava Airbus A340, înaltului oficial iranian, ar fi urmat să acuze în Siria mai multe tone de muniție tank destinată trupelor Hezbollah, care deschid frontul în Israelului. În urmă cu 3 ani, comandantul trupelor de elită, Qaed Salari Iranului, Qasem Soleimani, a fost ucis într-un atac cu o dronă americană. Statele Unite și-au asumat public atentatul, spunând că a fost o acțiune menită să prevină atacuri teroriste inițiate de Soleimani. Ministerul de Externe face verificări după ce a apărut informația că un român ar fi dispărut în Israel în urma atacului Hamas. 239 de naționali s-au întors în ultimele 24 de ore în țară din Israel. În jur de 350 au costat un bilet de întoarcere, dar românii din Fâșia se află în continuare într-o situație extrem de gravă. 150 au cerut până acum ajutorul autorităților din România în zadar și vorbim prin despre femei și copii care rămân fără provizii. Am stat de vorbă cu o româncă din Fâșia Gaza. A 4 copii. Mărturile ei nu mai au nevoie de vreun comentariu. Dar apă, mâncare mai aveți? Am apă, mâncare foarte greu. Deci, sunt 5 zile. Doar știți ce mai aveam prin casă. Ce aveam prin casă. Da? Deja încep să termini. Apa s-a terminat. Lumina nu este de 2 zile. Ca să ne ajungă să deschid din apă sau să... Să punem ceva în frigider, oricum nu este nimic. Piețele sunt închise și tot este închis. Doar ce mai sunt de astea, conservi, pâine care o avem prin casă, ce putem face prin casă. Pentru că nu simt, deși am un copil de 4 ani, ultimul copil, care încet luăm cu joacă, luăm cu nu știu ce, ca să nu simt să fim. Câți copii avem? Voastră? Am 4. Acum am auzit? 6, sau de 6 un bombardament în direct. Se bombardează acum? Da, se bombardează. De dimineață. Lacrimi, durere, țipete sunt ale tuturor care își caută familiile luate pe post de prizonieri de Hamas și a tuturor celor care află care îi iubesc cel mai mult, nu mai sunt. Au fost uciși cu brutalitate de teroriști la întâmplare. Tot ce aveau mai drag le-a fost luat. Atenție, urmează imagini și detalii care pot afecta emoțional. După ce a scăpat, ca prin minune, Shailin a vorbit cu jurnaliștii americani. A reușit să își salveze viața și pe cea a fetei sale de numai o lună. A fugit din casă și s-a dus în kibuț. Soțul ei a dispărut însă. I feel like every minute counts right now, so because he's either somewhere or either kidnapped, so every minute is like important. Huh? Chiar în timpul interviului, Atari primește un telefon. Într-o clipită, întreaga viață îi se năruie. Soțul tău este mort, sunt cuvintele de la celălalt telefonului. Sunt doar câteva secunde, dar care au un impact major și arată substanța conflictului care are loc acum în Israel și Gaza. Familia lui Brando Flores îi primoară partea. În vârstă de 21 de ani era rezervist în armată. Peruanul cu origini israeliene a fost ucis chiar în baza militară în care se afla. Este foarte dolos și de esa manera más agobiante no saber qué le hicieron, qué no le hicieron. Y saber el sufrimiento que tuvo en sus últimos minutos. Detalii șocante vin și de la un bărbat capturat de forțele armate israeliene și suspectat că ar fi terorist Hamas. A declarat în timpul unui interogat.
derogatoriu că a fost pus să violeze atât femei cât și copii. يوسخوا فيهم يعني ينيلوهم كلمة بس هذيك وليش أخذوا الولاد الصغار والأطفال عشان سخنوهم. Disperare e și în familia lui Nir Shani. Băiatul său a fost răpit. My son was kidnapped. He's will be 16 years old in 2 weeks. The terrorist entered my divorcee's house and they opened the shelter's door and they surrendered my son and my divorcee and my two little girls. And they took them out. Deși a supraviețuit, nici viața lui Golan Abitbul nu va mai fi niciodată la fel. Era la un pas să fie luat ostatic, dar nu s-a speriat. I saw a group trying to enter my front yard and I had to engage them. I opened fire and they replied. There was a burst of fire in my house and I don't know how and why, but they decided to go away and not proceed and fight me. Durerea e fără margini în rândul familiilor afectate de războiul din Israel și Hamas. Bilanțul morților și al răniților este de ordinul miilor de ambele părți. Ostatici sunt cel puțin 150, iar numerele durerii cresc continuu. O femeie din Cluj a făcut stop cardiorespirator chiar în timp ce susținea examenul auto pentru obținerea permisului. Șansa a fost chiar polițistul care o supraveghea. Ce-a urmat, vedeți în câteva momente la Focus. Războiul scoate în stradă sute de mii de oameni din întreaga lume. Peste tot au loc demonstrații ample de susținere a ambelor tabere implicate în conflict, atât pentru cea israeliană, cât și pentru cea palestiniană. Sute de oameni au ieșit pe străzile Barcelonei pentru a-și arăta susținerea față de poporul palestinian. Este important pentru că trebuie să apoiem, pentru că ce se întâmplă în Palestina, ce s-a întâmplat acum cu ultimamente, este foarte dureros. Pero es que ya esto ya dura muchos años y no puede ser. La comunidad europea y la comunidad mundial tiene que hacer alguna cosa y lo tiene que parar eso. În Viena, poliția a oprit un protest de susținere a Palestinei deoarece avea timp în același loc cu un protest pro-Israel. Asta după ce invitațiile la manifestații ar fi conținut o frază care îndemna la violențe. Deși evenimentul a fost anulat, sute de oameni au venit la marș. Poliția le-a urmărit îndeaproape mișcările pentru ca protestul să nu escaladeze. În fața sediului Națiunilor Unite de la Geneva, câteva sute de persoane flutură steagul Israelului. E important pentru noi de montrer avec nos faibles moyens que ce qui s'est passé en Israël est pas acceptable et que Israël a parfaitement le droit de vivre dans son état. La Milano, un veteran de război a vorbit în fața mulțimii. We are not going to sit silence. We are going to attack and going after these people wherever they are. Postofițer al serviciilor de informații din Israel vorbește despre războiul dus de Israel cu teroriștii Hamas. The war that we have been until today was a war with countries, with organization. Of course, Israel is on day to day at war with terrorists. But this is a war of against terrorism. It's a war against people that you can put him in the same bracket as Daesh, as ISIS. This is the same people that was willing to go in 9/11. Proteste de susținere, fie a Israelului, fie a Palestinei, au avut loc și în Belgia, Canada sau Tunisia. A fost din nou panică la granița României cu Ucraina. O nouă dronă armatei ruse a picat și explodat pe teritoriul României. Aparatul de zbor a trecut la mică distanță de casele oamenilor din Plauru și a căzut la doar 3 km de sat, iar aceștia spun că a lăsat în urmă un crater cu diametrul de 4 metri. Este cea de-a patra dronă căzută în țara noastră de la începutul lunii septembrie și în timp ce MAPN a prezentat garanții în CSAT, oamenii care locuiesc la graniță au început să se obișnuiască cu teroarea.
Alerta a fost dată de către Ministerul Apărării cu 40 de minute înainte de miezul nopții, atunci când o ploaie de drone kamikaze ale armatei ruse au vizat infrastructura portuară din regiunea Izmail. Localnicii din Plauru și Ceatalcioi au simțit cum aparatul aerian a trecut la mică distanță de casele lor. Era vreo 11 jumătate noapte. Și erau multe buituri? Păi veneau așa mai la 5-10 minute. Iar vine alta din urmă. Ca din partea aia la ei, nu prea să zgâlțăi așa. Aia că-i Dunărea, e pădurea, dar acum asta a zgâlțit urât. Ce casă. Alerta a durat undeva la 2 ore, începând la ora 1:40, dar armata a reușit să găsească craterul lăsat de dronă la orele dimineții. Acesta a fost reperat la 3 km de Plauru și ar avea un diametru de 4 metri și o adâncime de 1,5 metri. În jurul orei 5, echipele din teren au raportat descoperirea unui crater de dronă cu posibilă explozie la impact într-o zonă cu vegetație aflată în apropierea marului drept al brațului Chiria, la aproximativ 3 km vest de localitatea Plauru. Problema a fost discutată și în ședința CSAT, dar concluziile nu liniștesc deloc oamenii din zonă. În cadrul ședinței, Ministerul Apărării Naționale a prezentat un set de măsuri concrete pentru creșterea capacității de supraveghere aeriană, detecție și intervenție, în funcție de situație în regiunile din proximitatea obiectivelor ucrainene vizate de atacurile ruse. Mai aveți curaj să stați aici? Stăm! Nădejdea în Dumnezeu și stăm! N-avem unde pleca. Și stați așa cu frică până la urmă. Păi dar ce se face? Unde se plecă? În partea aia la lângă ei? Eu mai dor, ea nu vrea să doară. Nu excludem, a precizat și șeful apărării la o conferință organizată în București, posibilitatea unor drone în derivă, cum de altfel vorbim și de mine în derivă. Combaterea dronelor în derivă, ca de altfel și combaterea minelor în derivă, este o misiune pe care o are Ministerul Apărării. Armata ucraineană a declarat că atacul Rusiei a fost unul consistent. Agresorul ar fi folosit 33 de drone. 28 dintre acestea fiind lovite de apărarea antiaeriană. Mai mult, dronele ar fi venit din direcții diferite pentru a încerca să ocolească apărarea, iar cele care și-au atins ținta au lovit portul Izmail, dar și clădiri rezidențiale. De când armata rusă și-a concentrat atacurile asupra regiunii Izmail, mai multe resturi de drone au căzut pe teritoriul României. Vreau să subliniez că datele obținute duc la concluzia că dronele au fost lovite de apărarea antiaeriană a Ucrainei în atacurile asupra portului Izmail și au intrat într-o evoluție necontrolabilă în vecinătatea țintei, ceea ce a determinat pătrunderea accidentală în spațiul aerian național și căderea acestora în proximitate pe teritoriul României. Primul fragment al unei drone aparținând armatei ruse a căzut pe teritoriul României în noaptea de 4-5 septembrie. Inițial, Ministerul Apărării și Klaus Iohannis au negat vehement acest lucru. Au recunoscut câteva zile mai târziu, doar după ce autoritățile locale din Plauru au găsit urmele lăsate de fragmentele de dronă. Un grătar făcut de pompierii din București, chiar în curtea unității din dealul Spirii, a avut urmări grave. S-a iscat un adevărat scandal, iar un subofițer a fost pus în rezervă și are și dosar penal judecat de Tribunalul Militar din București. Colega mea, Carmen Gheorghe, a urmărit subiectul și vine cu detalii. Carmen, bună seara! Ce s-a întâmplat mai exact? Bun găsit, vorbim despre un scandal mai vechi, însă acum s-au luat măsurile legale. Concret, mai mulți pompieri de la ISU Dealul Spirii București au făcut în curtea instituției un grătar. Șeful de tură din ziua respectivă nu a fost de acord cu această activitate, așa că a alertat subunitatea. Această alertă înseamnă că obligatoriu toți subofițerii trebuie să se prezinte pe platoul unității și să lase deoparte orice activitate. Zis și făcut, toți ofițerii au respectat semnalul de alarmă în afară de unul. Așa că a doua zi bărbatul care nu are respectate regulile, a fost chemat în biroul ofițerului și i s-a spus că i s-a făcut raport. Nervos, bărbatul a rupt raportul și l-a atacat pe superiorul său. În rechizitoriu se arată că acest elev l-a prins cu ambele mâini de gât, împingându-l în fișetele din birou, după care l-a proiectat la sol, presându-l cu genunchii în zona abdomenului, am încheiat citatul. La audier, bărbatul însă nu a recunoscut ce a făcut și a spus că totul a fost un gest reflex. Chiar și așa nu a reușit să convingă autoritățile că este nevinovat. A fost trimis în judecată pentru lovirea superiorului și a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și a primit și 100 de zile de muncă în folosul comunității. Bineînțeles că acesta a fost și
trecut în rezervă. Decizia Tribunalului Militar din București nu este însă definitivă. Bărbatul poate să o atace zilele următoare. Atât de aici, la revedere! Carmen, mulțumesc! Un grav accident s-a petrecut în Satu Mare, provocat de un șofer care s-a urcat băut la volan și cu un copil de 10 ani în mașină, pe bancheta din spate. Acesta a lovit 4 autoturisme pe un pod din oraș, iar un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața. Mașina a scăpat de sub control, iar unul dintre șoferii autoturismelor lovit a rămas încarcerat. Medicii nu l-au mai putut salva. Șoferul vinovat a fost arestat. În urma testării cu alcool, testul a reieșit că avea 0,70 grame alcool pur în aerul expirat. Băiatul său de 10 ani se află în stare gravă la spital. Examen de infarct. O femeie de 45 de ani din Cluj, care dădea examenul auto pentru a obține carnetul de conducere, poate spune că a avut o șansă uluitoare la viață. Din cauza emoțiilor, a făcut atac de cord chiar în mașină la volan. Polițistul care o supraveghea a realizat imediat că este în pericol. Ce a urmat este demn de scenele de film. Ionuț Podar este angajat al Serviciului de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din Cluj. El este polițistul cu care femeia a urcat în mașină pentru a susține examenul auto. Alături de ei, așa cum cere procedura, și un martor. După doar 2 minute de la începutul probei, emoțiile prea mari i-au venit însă de hac elevei, iar inima i-a cedat chiar în timp ce conducea. Am pornit cu aceasta în jurul orei 9:50. La început, doamna părea emotivă. Am încercat să o liniștesc puțin, am pornit. După 4 minute, fiind pe o stradă cu sens unic, unde oricum ne deplasam încet, am observat că doamna și-a lăsat capul în piept. Am întrebat-o, doamnă, sunteți ok? Nu a răspuns. Am repetat, doamnă, sunteți ok? Din nou nu a spus nimic. Polițistul i-a luat pulsul și a dat seama că femeia suferise un stop cardiorespirator și că e în stare gravă. Nu și-a pierdut însă cumpătul și a acționat imediat. A știut pas cu pas ce are făcut. Am frânat de urgență, am pus avariile, m-am dat jos din mașină și i-am dat centura jos, am luat-o în brațe. Am întins-o pe asfalt, am văzut că e în stare de inconștiență, ochii erau închiși, horcăia. Am văzut că nu respira, se vedea pe cutia toracică și la gură și mi-am dat seama că e ceva grav. Ionuț Podar nu a mai stat pe gânduri și a început manevrele de resuscitare. A fost chemat și instructorul auto, la fel și soțul femeii, care este cadru medical, și a putut să continue resuscitarea până la sosirea ambulanței. Am aflat și noi, eram la vreo 30 de metri și soțul dânsei a venit și a continuat masajul cardiac timp de 20 de minute până a venit smurdul și atunci s-a constatat că nu are puls și la al treilea șoc electric a început să aibă puls. Imediat, femeia a intrat în comă și a fost intubată de medici, însă masajul cardiac aplicat din primele minute i-a salvat viața. Chiar dacă nu a luat examenul de condus, a câștigat ceva mult mai important, șansa să trăiască. Când am găsit-o, îi se aplicau deja manevre de aproximativ 10 minute. Lanțul supraviețuirii a funcționat, adică s-a recunoscut stopul, s-a sunat la 112 și s-au început compresiunile toracice, iar după aceea ne-am ocupat noi. Medicii spun că a avut un mare noroc, pentru că polițistul cunoștea tehnicile de prim ajutor. S-a câștigat timp și s-a făcut masaj, a mai ajuns sânge la creier, iar doamna acum este și bine din punct de vedere neurologic. Între timp, femeia a ieșit din comă și e în stare stabilă, dar a rămas internată în spital. În cazul unui stop cardiorespirator, tehnicile de prim ajutor sunt vitale, pentru că orice secundă care trece fără ca inima să pompeze sânge poate însemna diferența dintre viață și moarte. România este de o frumusețe greu de descris în cuvinte, iar două dintre drumurile de la noi sunt atracție pentru turiști an de an. Pe Transalpina și Transfăgărășani este o feerie. Cât vor mai rămâne acestea deschise, aflați imediat la Focus. Problema consumului de droguri în rândul tinerilor și elevilor a fost analizată astăzi în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Președintele Iohannis și membrii CSAT au catalogat acest fenomen ca fiind un risc major la adresa siguranței individuale și naționale și au impus mai multe măsuri pentru combaterea consumului și traficului de stupefiante. Alexandra Popescu a urmărit subiectul și vine cu detalii. Alexandra, bună seara! Care au fost concluziile acestei întâlniri?
Bun găsit! Consumul de droguri în rândul tinerilor și elevilor a fost principalul subiect de discuție de pe agenda ședinței CSAT. Astfel, Klaus Iohannis, dar și autoritățile abilitate au ajuns la concluzia că prin gravitate, dar și prin repetabilitatea acțiunilor, modul de manifestare, dar și prin punerea în pericol a vieții, consumul de droguri prejudiciază valorile de securitate națională prevăzute în Constituție. Astfel că prevenirea și combaterea consumului de droguri, dar și tratamentul, reabilitarea, reintegrarea sau recuperarea presupun un efort național conjugal, iar familia consumatorului joacă un rol extrem de important în acest proces. Așadar, s-a decis constituirea unui grup interinstituțional format din mai multe ministere cheie, dar și din reprezentanții ai SRI, din procurori, dar și specialiști în acest domeniu. Grupuri de lucru vor fi formate și la nivel județean. Printre măsurile concrete pe care guvernul vrea să le adopte se numără analizarea și modificarea legislației privind combaterea și consumul de droguri, de asemenea garantarea unui cadru instituțional sanitar corespunzător care să asigure accesul la tratament, recuperare sau analize, dar și implementarea cu rigurozitate a Planului Național Cadru de Acțiune privind siguranța în școli. Consumul de droguri în rândul tinerilor a devenit cu adevărat o problemă gravă, mai ales că tinerii, elevii, încep să consume substanțe interzise încă de la vârste extrem de fragede, de la 10, chiar 11 ani. De asemenea, Marcel Ciolacu, chiar înaintea ședinței de guvern, a anunțat și primele măsuri în acest domeniu. Suplimentăm schema de personal a secției de antidrog din cadrul DICOT cu 25 de posturi. În prezent sunt doar 16 oameni care se ocupă la nivel central de droguri. Suntem deciși să acționăm mult mai eficient împotriva rețelelor de traficanți. Operațiune de amploare în toată țara, sunt vizați din nou traficanții de droguri. Caracatița dealerilor are de această dată rădăcini și în instituțiile de stat. În Suceava, o judecătoare a fost reținută pentru că îi găzduia în propria casă pe traficanții de droguri și le spunea cum să se ferească de autorități. În Timișoara, polițiștii au confiscat peste un kilogram de droguri, iar în Maramureș, un copil a fost lovit pe trecerea de pietoni de un pompier drogat. O fetiță de doar 8 ani din Maramureș a trecut prin momente de groază, tocmai ce terminase școala și se îndrepta spre casă. Traversa regulamentar pe trecerea de pieton când un șofer a lovit-o în plin. Fetița a înaintat pe trecerea de pieton și a luat-o, din câte am înțeles, după mijlocul pietonului. A luat-o și a aruncat-o spre copiii care au fost în grup. Și-a picat acolo. Folovită la picior, nu putea să calcă pe picior deloc, nu se plângea, era panicată. Tatăl fetei a insistat ca șoferul să fie testat cu drug testul. El spune că bărbatul, pompier de meserie, se comporta ciudat și circula cu viteză în jurul școlii. S-a dus cu frână, cam vreo 14-15 metri s-a dus cu frână. Mă uitam așa pe el, s-a uitat pe noi, m-a făcut așa cu capul, râdea, avea ochelari. Nu avea nici abar, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Polițiștii spun că pompierul de 24 de ani consumase cannabis înainte să se urce la volan. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe. Pompierul a fost dus la spitalul județean unde i s-au recoltat și probe de sânge. Bărbatul de 24 de ani lucrează de 8 luni la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș. În Suceava, o judecătoare a fost reținută după ce s-a descoperit că era mână în mână cu traficanții de droguri. Tânăra judecătoare este acuzată că și-ar fi pus la dispoziție casa pentru traficanții de droguri. Mai mult decât atât, le spunea acestora prin ce modalități sunt supravegheați și cum să se ferească. Vorbim de 5 indivizi pe care i-a ajutat și care, evident, i-au oferit și ei droguri, iar acum este cercetată și pentru această faptă. Alături de ea a fost reținut și un traficant. În Timișoara, ofițerii de la combaterea crimei organizate au găsit într-o mașină oprită în trafic mai multe droguri pregătite de vânzare. 6 oameni au fost reținuți pentru trafic de droguri de risc și mare risc.
Acele 6 percheziții efectuate de polițiști antidrog în județele Timiș, Mehedinți și Cluj au fost descoperite importante cantități de stupefiante. Vorbim de peste un kilogram de droguri de mare risc, dar și stupefiante sub formă de tablete sau timbre. Gruparea ar fi funcționat de mai bine de 10 luni, iar traficanții ar fi vândut droguri pe stradă, în zonele pe care le frecventau mulți tineri. De când făceați trafic? Care erau clienții voștri? Fața plin. Înaintează un pic. Câți bani ați câștigat? Cui vindeați drogurile? Închidem. Specialiștii antidrog spun că vârsta consumatorilor de droguri a scăzut la 10-11 ani. Pelerinajul la Racla Sfintei Parascheva este un bun prilej pentru comercianții din preajma Catedralei Metropolitane să facă bani frumoși. Zilnic vând mii de covrigi, plăcinte, felii de pizza sau gogoși. Unii au câștigat mai mult decât dublu până acum în cele 9 zile de când oamenii merg la Iași. Numai la o singură patiserie în 24 de ore, încasările sunt și cu 4.000 de lei mai mari decât într-o zi obișnuită. Vasile vinde gogoș și tot felul de gustări la doar 50 de metri de Catedrala Metropolitană din Iași. Îi merge foarte bine. Vânzările i s-au dublat față de perioada normală, mărturisește comerciantul. Numai gogoș vinde cu 150 de bucăți mai mult în fiecare zi, adică un câștig de mii de lei în plus. Peste 300 chiar. Și cam atât. Gogoș, pizza, langoși. Păi vânzările au crescut cu 3.000, 4.000 chiar. Seara putem sta și peste program. Și cuptoarele în care coace pizza merg la capacitate maximă zilele acestea. Vreo 60 de pizza. Și în perioada în care nu era pe linie, asta, perioada asta cu... Da, am emoții. Făceam 20 de pizza, 15 pizza pe zi. Adică... 2-3 mai mari. Pentru sutele de comercianți, pelerinajul din inima Moldovei este un bun prilej să-și crească profitul, dar să-și facă și produsele cunoscute. Da, este mult mai aglomerat, este un volum mult mai mare de oameni, chiar și vremea de ieri a fost, cu toate că nu a fost prielnică, oamenii n-au încetat să vină în zonă. Ne bucurăm pentru că așa ne facem cunoscut orașul și produsele totodată. Iar pentru pelerini, micile afaceri cu mâncare sunt mană cerească. Așa se pot descurca și cu bani mai puțini. Am luat o pizza și un rulou. Acum sunt în pelerinaj. Am profitat de faptul că soțul meu a venit la o ședință. Am luat așa, că de obicei nu iau de la... patiserii dintre astea, eu gătesc acasă. Ador de la ei covrigii cu semințe de floarea soarelui. Lumea preferă că e în drum spre Sfântă. Pelerinajul de la Iași durează până pe 15 octombrie. 350.000 de oameni sunt așteptați în toată această perioadă. Două dintre cele mai spectaculoase șosele din Europa, Transalpina și Transfăgărășan, rămân deschise până când vremea le va închide. Temperaturile ridicate și lipsa zăpezilor la peste 2000 de metri altitudine i-au determinat pe cei care administrează drumurile să le țină pe ambele deschise circulației. Bucurie pentru turiști, mai ales pentru cei veniți din străinătate. În zonă sunt peisaje unice și trasee spectaculoase, perfecte pentru o drumeție de toamnă. Peste înălțimile Carpaților Meridionali, numiți în hărțile vechi Alpii Transilvaniei, șerpuiește una dintre cele mai spectaculoase șosele transalpine ale Europei. Transalpina, supranumită și Drumul Regelui, leagă de peste 2000 de ani două provincii istorice românești, Transilvania și Oltenia. A fost reconstruită în anul 1935, iar Carol al II-lea a inaugurat-o împreună cu familia regală. În timp, șoseaua dintre nori a devenit un traseu de legendă. Este cel mai înalt drum rutier, nu numai din întregul lanț al munților Carpați, ci și din România. I'm getting in all of its glory. Transfăgărășan glory. Is that what it is in Romania? Yes, Transfăgărășan. Pe alte creste de munte, la celălalt capăt al județului Sibiu, ajungem pe Transfăgărășan. Aici o găsim pe Cristina Maloi, o turistă din Irlanda. A rămas uimită de frumusețea drumului despre care a aflat dintr-o emisiune auto urmărită în toată lumea. Jeremy Clarkson and like Richard Hammond did it and James May. So that's how I knew it. So it looks pretty cool. It actually exceeded my expectations. Really? Yeah, it's pretty spectacular and we got a really nice day. I took lots of pictures and lots of videos for Instagram.
Serpentinele, drumul șerpuit, cascada Bâlea, dar și culorile bogate ale munților Făgăraș, toamna. Toate fac din șoseaua lungă de aproape 150 de kilometri un obiectiv de postat pe rețelele de socializare. Așa cred și Sergio și Clara, care au venit special din Spania pentru o plimbare cu fotografii pe Transfăgărășan. You say cheese, in Romanian is brânză. 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 You have this kind of feeling of dangerous, you know, because it's like very tiny roads. But no, it's like very... The road has good conditions. Yeah, really good. Yeah. We have like a lot of trees on the way, but we were like, you know, very excited, you know, to be here. Drumarii verifică zilnic șoseaua pentru ca șoferii să circule în siguranță și anul acesta vremea ține cu turismul din zonă. În mod normal, Transfăgărășanul se închide în data de 20 octombrie și se deschide la data de 1 iulie, dar în funcție de condițiile meteo, această dată se poate modifica. Trebuie să existe un strat așternut de zăpadă pe care să nu-l putem îndepărta și temperaturile să scadă astfel încât de seara până dimineața să fie drumul înghețat. În 2021, Transfăgărășanul a fost închis cu 2 săptămâni mai târziu față de data stabilită inițial, iar în 2022 cu 3 săptămâni. O fabrică veche din Armenia, fără activitate, acum a devenit refugiu pentru artiști din țările lovite de războaie. Spațiile au prins viață datorită creațiilor inedite. Vă arătăm imediat, după pauză, mai multe. Vă aștept! Timpul pe care îl petrecem în magazine printre rafturile cu haine, căutând articole inedite, este mai scurt acum datorită inteligenței artificiale. Tehnologia care face furor în străinătate a ajuns și în România. La un clic distanță îți poți găsi articolul pe mărimea potrivită, oglinzile inteligente îți sugerează rapid diverse variante chiar la cabina de probă, iar inventarul hainelor este mult mai simplificat. Tehnologia RFID este o tehnologie a viitorului care își propune să ajute industria automotive, retail și lanțurile de aprovizionare să evolueze în ceea ce privește depozitarea, gestionarea și manevrarea stocurilor. Urmărirea articolelor de-a lungul lanțului de aprovizionare este benefică, dar acum ele pot fi supravegheate până la punctul de vânzare. Beneficiile și modurile diverse de utilizare a tehnologiei RFID au fost prezentate la Cluj-Napoca. Beneficiile pentru consumator sunt viteza și acuratețea. În momentul ăsta, atunci când ieșim din magazin și vrem să plătim la casă, scanăm bucată cu bucată. Așadar, dacă avem 10 articole, avem nevoie de aproximativ 10 secunde ca să citim și să le scanăm. Imaginați-vă că cu această tehnologie, în 10 secunde, citim 400 de articole. S-au făcut și demonstrații live cu oglinda smart pentru cabinele de probă, care îți poate identifica produsul, îți spune dacă mărimea aleasă de tine există în magazin sau îți poate da sugestii cu ce alte articole vestimentare s-ar potrivi produsul ales de tine. Oglinda îmi sugerează niște recomandări. Aș vedea că se potrivește cu geanta aceasta. Eu o selectez. O pun în lista mea. Apare mesajul pe telefonul lucrătorului comerciant, care voi primi geanta. Consumatorul ia articolele de pe raion pe care dorește să le încerce. Când ajunge în dreptul oglinzii sau când intră în cabina inteligentă, cabina recunoaște, datorită etichetei care este atașată articolului, recunoaște tipul de articol pe care consumatorul îl ține în mână și instant pe ecranul inteligent afișează un manechin îmbrăcat cu articolul respectiv. Prin intermediul acestei oglinzi, lucrătorul comercial poate fi chemat ori de câte ori are nevoie clientul. Mi-aduce puloverul, îmi dau seama că este prea mare mărimea pentru dimensiunile mele și cer o altă dimensiune mai mică. Selectez o altă mărime, o pun în lista mea și solicit printr-un mesaj lucrătorului comercial să primesc altă dimensiune. Să aduc alt pulover mărimea SM, dau accept, pot să-l duc pe LXL. Mulțumesc! Specialiștii spun că așa va arăta o experiență de shopping în viitor.
O fabrică de textile dezafectată din Armenia a devenit un sanctuar pentru artiști și alți refugiați din Rusia, Iran și Ucraina, ale căror vieți au fost date peste cap de război sau tulburările politice. Atelierele abandonate care produceau cândva tricotaje pentru piața sovietică au fost transformate într-un spațiu creativ pentru pictori, producători de păpuși și fotografi, într-un proiect menit să sprijine revitalizarea unui oraș în declin. Lansat în 2022, proiectul se numește Abastan, adăpost în limba armeană, și este deschis oaspeților din întreaga lume. Unul dintre artiștii care și-au găsit liniștea la Abastan este Argavan Majd, o pictoriță din Iran. But for 2 years I was living alone in like my home studio. And there is also a community of artists, but I think it's a bit harder to find inter. Un alt artist care și-a găsit liniștea la Abastan este rusul Vasili Kondrasov, care este documentarist. Мы сейчас делаем сцены для моего документального фильма в жанре анимации, в такой стоп-моушен анимации. Делаю документалку, она уже снята, осталось только смонтировать, демонтировать, доделать. Она о секте, либо субкультуре, можно также сказать, бенгальских. Полина Иванова, кофондатоарea proiectului Abastan, a spus că localnicii din orașul Tumania, din nordul Armeniei, au fost la început uimiți de străinii din mijlocul lor, dar s-au obișnuit repede. I like to think of Abastan really as a living organism, constantly changing, constantly evolving, growing, sometimes making a step back, making a step forward. And I think this would also describe our relationship with the local community. Timofei Moscovkin, un rus care lucrează acum într-o cafenea finanțată de o organizație de caritate, a spus că localnicii din Tumanian, un oraș de aproximativ 1000 de locuitori, l-au tratat cu căldură. Всегда чувствую доброжелательность, несмотря на весь общий контекст того, что сейчас происходит в мире и с Россией. Здесь до сих пор очень доброжелательные люди. Abastan a fost înființat ca o organizație de caritate cu fonduri de la un filantrop american-armean, care a ales să rămână anonim. În prezent, în reședință se află în jur de 20 de oameni. 3 sunt iranieni, 2 ucraineni, un armean, un georgian și restul sunt din Rusia. Zona de conflict. Familii distruse. Mărturii emoționante. Astăzi, la Focus. Cu surgiu și mofturos, așa îl caracterizează mulți pe Alec Baldwin, personaj principal în sitcomul 30 Rock. Alec a făcut un rol genial, este părerea unanimă a fanilor serialului. Într-un interviu pentru Rolling Stone, Alec Baldwin a recunoscut că a vrut să plece după sezonul 5. Am zis că plec naibii, că textele nu mai sunt ce trebuie. A fost explicația brutală a actorului, care a continuat, dar mi-am dat seama că și dacă nu-mi plac, sunt cele mai bune texte din piață. Baldwin, despre care toată lumea spune că este un personaj cu care se lucrează greu, este bun prieten cu Tina Fey, partenera sa din serial. Ultimul sezon a epuizat-o, a stors-o total de energie, a povestit Baldwin. 30 Rock, câștigător a 47 de mari premii și nominalizat la peste 180, vine cu un episod în această seară după sport și meteo. Au stat sub ploaia de bombe și au înfruntat pericolele războiului, la fel ca cei direct implicați. Colegul nostru, Marius Aizu, trimis special Focus, și operatorul Nicolae Angel au fost primii jurnaliști români care au ajuns în Israel, la granița cu fâșia Gaza. Imediat după pauză, amândoi vin alături de mine în studio cu mărturii impresionante direct de pe front. Rămâneți cu noi, vă aștept! Colegii mei, Marius Aizu și Nicolae Angel, s-au întors din Israel, au transmis din zonele atacate pentru jurnalele Focus și Prima News. Sunt acum alături de mine. Bine ați venit și chiar bine ați venit. Bine fost... că am venit. Da, e bine foarte important. V-a fost teamă că nu veți prinde un zbor înapoi? Da, ieri a intervenit, să zic așa, situația aceasta, în momentul în care nu mai erau, am fost anunțați că nu mai sunt zboruri către România, nu mai vin avioane din România în Tel Aviv și în vicii să plece înapoi către țară. Și atunci am făcut cumva toate demersurile necesare, am pus mâna pe telefon, aveam bilet rezervat pentru noaptea aceasta. Astăzi la 00:20 ar fi trebuit să plecăm către țară și atunci am preferat să venim totuși cu un ultim avion în țară, pentru că nu știai când te mai poți întoarce de acolo. E o situație care escaladează,
Este mult așteptată acea intrare a lor în forță terestră, anunțată deja de acum 3 zile, poate chiar 4. Nu s-a întâmplat până în momentul acesta. Eu zic că nu se va întâmpla chiar atât de repede, pentru că va avea o mare problemă Israelul atunci. Probabil că vor fi acuzați de crime de război, de genocid. ONU deja a avut o reacție în sensul acesta și a spus că ar fi foarte bine să nu se întâmple asta, ci mai degrabă să existe acele coridoare umanitare. Care au fost lucrurile sau dacă există lucruri pe care n-ați apucat să le spuneți în transmisiile live? Pentru că ești cumva, în fine, cumva nu ai timpul necesar. Au fost niște imagini pe care m-au marcat pe mine, inclusiv în ceea ce vă privește. Este dificil, da, nu ne gândim acolo. Adrenalina, practic, te inundă. Ești dornic să afli cât mai multe, asta din partea Nichi și tehnic. Eu, practic, trebuie să asigur totul ca să fie o transmisie bună în direct, dar te gândești la multe lucruri, te gândești la ce se poate întâmpla, dar suntem într-o zonă de război și atunci noi care, practic, am mai fost în asemenea zone, dar cu diferite, practic, puțin între ele, între Ucraina, să spunem că e cel mai apropiat acum, și diferit, fiindcă aici te poți întâlni cu oameni pe care nu poți să-i deosebești. Nu știi care e terorist, care e, adică e puțin dificil și atunci trebuie să stai, dar fiind împreună și lucrând împreună de atâta timp, chiar am mare încredere în Nichi și sper că și el în mine și practic de-aia facem și echipă. De asta mergem împreună în revenim la întrebare. Au scăpat niște informații sau n-ați apucat să le transmiteți? Sunt lucruri pe care nu poți să le transmiți în mod direct. Sunt trăirile tale, sunt reacțiile tale pe care le ai într-un moment de panică și da, și noi am avut acum două zile când în Ashkelon a fost acel atac prelungit al celor din Hamas către Israel. 40 de minute a durat atacul, am căutat să și filmăm, dar să ne și protejăm. Sunt momente în care când filmezi ceva îți mai scapă niște cuvinte ce nu pot fi difuzate pe post, că suntem oameni și trăim intens fiecare astfel de moment. Ca informații în sine, am transmis cam tot ce se putea transmite de acolo. Nu au existat cenzură sau nu ni s-a spus nu transmiteți aia, nu spuneți celălalt lucru. În mod normal, armata israeliană, cel puțin acum la începutul războiului, sunt două variante pe care le puteai avea la o filmare de genul acesta. Puteai ori să ajungi umăr la umăr cu soldatul israelian în prima linie, pentru că nu s-au dezmeticit foarte bine nici ei și este exact ce s-a întâmplat la începutul războiului din Ucraina. Exact același lucru l-am trăit acolo când am ajuns umăr la umăr cu prima linie a frontului, când dădeau să ocupe Hersonul și rușii erau în fața noastră la 500 de metri. Ori poți să ajungi undeva la 30 de kilometri în spate să nu te lase să înaintezi. Și asta nu pentru că nu vor ei să fii tu acolo, dar lor le pasă, bine, tuturor de fapt, le pasă cumva, nu vor să aibă victime în plus. Și atunci tu ca jurnalist în momentul respectiv, ok, ai fost o victimă colaterală, ne-am dus să ne facem meseria că asta nu este jobul. Dar există cumva și precauția asta din partea lor. Misiunea jurnaliștilor este foarte clară, pentru că au fost toată presa internațională, da, a fost prezentă. Eu stau să mă întreb, voi ați vorbit și cu populația civilă, cu, da, israelienii. Care este atitudinea lor? Care sunt gândurile lor? Cei mai mulți, ce trăire au? Cei mai mulți dintre ei, în momentul acesta, gândesc că Gaza trebuie rasă de pe fața pământului. Fâșia Gaza trebuie rasă de pe fața pământului. Am rămas puțin surprins, am încercat să înțeleg, nu pot să înțeleg în totalitate când afirmă un astfel de lucru, dar erau în schimb și foarte mulți care spuneau că populația civilă din Fâșia Gaza, palestinienii de rând, ei n-au de ce să plătească pentru ceea ce face Hamas în momentul acesta. Bine, Hamas face asta de prin 2007 în mod constant, pentru că atunci au fost aleși la putere în Fâșia Gaza. Iar ceilalți care spuneau că civilii ar trebui cumva scoși de acolo, civilii trebuiesc prin coridoare umanitare să... Bine, în mod clar în Israel nu vor putea intra în momentul acesta, ci doar în Egipt. 300-350 de mii până în momentul acesta scoși. Sunt puțini, ținând cont că în Fâșia Gaza sunt în jur de 2 milioane de locuitori pe o suprafață mai mică decât a Bucureștiului. Și nu știi care este populația civilă și care, exact, sunt terorist. Exact, dacă se deosebește. Vreau să vă întreb scurt, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție. Ați fost împreună și pe frontul din Ucraina. Da. Catastrofa este similară, comparabilă? Din punctul meu de vedere, da, să spun, fiindcă e vorba de oameni în primul rând și nu poți să fii indiferent. Chiar dacă pentru noi, spunem, un cadru este nu știu cum și de multe ori ai o reacție poate puțin deplasată, dar eu mă bucur strict din punct de vedere al imaginii și ce poți să arăt acasă, dar nu mă bucur pentru acei oameni, suferim alături de ei. Spune-i când ți-a fost cel mai frică când ai filmat acum în Israel.
Cel mai frică, cred că atunci când ne-a amenințat cu arma. Acum, ieri, parcă nu, ieri. Alaltă seară, eram la Șcherot și a venit 4 soldați la noi. Ne-au pus arma. Nu ne știm cine suntem, ce facem. Unul dintre ei a încărcat-o și a venit foarte agresiv către noi, mai să ne împingă. Și ceilalți încercau să-l oprească. Noi spuneam, jurnalist, calm down, we go, plecăm, urcăm mașina și plecăm. El insista. Acolo toată lumea este nervoasă, e tensionată și noi ne dăm seama de asta și înțelegem. Și trebuie exact să fii... ce spuneam, e începutul războiului, sunt panicați, nu știu cine, cum este și atunci, pentru a fi sigur că nici măcar din un jurnalist nu se pot strecura divers sau să fie infiltrat cineva, sunt extrem de scrupuloși și de riguroși în același. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim foarte mult! Prințesa Leonoră, prezumtiva moștenitoare a tronului Spaniei, a participat pentru prima dată în uniformă la parada militară organizată de Ziua Națională a Spaniei. Tânăra prințesă, în vârstă de 17 ani, a început din 1 august pregătirea militară, timp de 3 ani la Academia Militară din Zaragoza. La paradă au participat 4.000 de militari, 10 de avioane și peste 140 de vehicule militare. Monarhia spaniolă depune eforturi pentru a-și repara imaginea după o serie de scandaluri izbucnite în ultimul deceniu, în special cele legate de fostul rege, Juan Carlos, care a abdicat în 2014 în favoarea fiului său, regele Felipe. În cazul tuturor monarhiilor parlamentare, moștenitorul sau moștenitoarea trebuie să aibă o pregătire militară și o carieră militară. Este și cazul prințesei Leonor, singura dintre surori care îmbrățișează o astfel de carieră. Fica cea mare a lui Felipe, Leonor, care va absolvi un curs la UWC Atlantic College în Țara Galilor peste câteva luni, va împlini 18 ani în octombrie. Ea este prima în ordinea succesiunii la tron. Mergem chiar acum la sport. Colega mea Marina Nisoiu este alături de mine. Marina, bun găsit! Bună seara, Andreea! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Naționala României joacă în această seară cu Belarus la Budapesta. Imediat vin cu toate detaliile. Iată până atunci și alte subiecte cu care vă aștept în câteva minute la Focus Sport. Prătăriu se antrenează la foc automat cu FCSB și vrea să debuteze cu voluntari. Terenul pe care joacă naționala cu Belarus la Budapesta arată ca unul de județean. Românii au colonizat Gheorul. Sunt mai mulți decât la Botoșani, după cum a glumit unul dintre ei. Ne așteaptă un weekend în care gamingul va fi la putere la București. Este timpul să aflăm cum va fi vremea. Colega mea Roxana Gheorghean ne spune despre vreme toate informațiile. Roxana, bună seara! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Mâine vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și în cele sudice. Cerul va fi variabil, cu norări și averse în nordul, nord-estul și centrul țării, precum și la munte. Vântul va fi activ în zona montană înaltă. Deocamdată acestea au fost informațiile despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Andreea? Roxana, mulțumesc, doamnelor și domnilor. Jurnalul se încheie aici. Știrile noastre puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Nebunie mare în 30 Rock, Alec Baldwin și Tina Fey sunt responsabili cu distracția. Iar apoi la spitalul New Amsterdam este cod roșu de pericol. La Sistemul Medical, pe Medica TV, în direct de la 20, colega mea Eugenia Foarfecă l-are ca invitat pe medicul Cătălin Cârstoveanu, șeful secției ATI Neonatologie de la Spitalul Marie Curie din Capitală și omul care a salvat mii de copii cu malformații cardiace. Să aveți o seară liniștită! Program disponibil pe primaplay.ro.